O mulțime de oameni au fost prezenți la lansarea candidaturii lui Marius Manea la funcția de primar al comunei Beciu. Aflat la prima candidatură pentru cea mai înaltă funcție din administrația locală, Marius Manea se bucură de toată susținerea președintelui Consiliului Județean Telorman Adrian Gâdea, a colegilor săi din partid, dar și a unui număr mare de localnici, având șanse reale să câștige alegerile din 9 iunie. Tânărul candidat social-democrat l-a avut alături și pe singurul telormânean candidat la alegerile europarlamentare, Claudiu Catană. Sunt foarte onorat de oportunitatea care mi s-a creat, aceea de a candida la funcția de primar al comunei noastre. Aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte pentru încrederea investită în mine și pentru faptul că mi-a semnat acea candidatură. Plec la drum cu dorința, cu încrederea că voi reuși să duc la finalitate, eu știu, obiectivele pe care mi le-am propus alături de echipa mea de consilieri, cu sprijinul domnului președinte. Nu sunt deloc puține aceste obiective, pentru că am rămas cumva în urmă. Asta consider eu și cred că voi toți susțineți același lucru. Există un decalaj destul de mare între comuna noastră, la capitol de investiții, fonduri europene. Deci un decalaj foarte mare între comuna noastră și comunele învecinate. Pentru asta v-am spus că mi-am trasat niște obiective. Sper să le pot duce la finalitate cât mai multe dintre ele. În fruntea listei de obiective pe care și le propune candidatul PSD este înființarea unui centru medical în comună, cu toate dotările necesare unor servicii medicale de calitate și suficient de ofertant pentru un medic care să vină la Beciu. Mai sunt multe lucruri de făcut. Vreau să te asigur că te voi sprijini pentru a continua asfaltarea și pentru celelalte străzi, nu doar pentru strada Mulțului și pentru strada Nicolae Băcescu. Te voi sprijini și vom găsi împreună o soluție, fie pentru sistemul de canalizare sau pentru fostele servicii, în funcție de programul și DAX-a de finanțare care va fi deschisă la momentul respectiv. Te voi sprijini și cu obținerea de finanțare pentru panouri fotovoltaice, pentru reabilitarea școlii, pentru reabilitarea grădiniței. Mai e un proiect extrem de important, care cu siguranță în mandatul următor pentru acest proiect vor începe lucrurile, este cel privind sistemul de înființare și distribuție pentru gazele naturale, la care face parte și comuna Beciu, de la Segarcea și până la Beciu. Acest proiect există, este aprobat, într-adevăr nu e toată finanțarea asigurată, dar există o sumă aprobată, astfel încât procedurile pentru înființarea sistemului de distribuție gaze naturale de la Segarcea până la Beciu să poată fi început. Este un proiect care cu siguranță în perioada următoare va începe să fie implementat și când spun perioada următoare mă refer la mandatul următor. Te asigur, Marius, că voi fi un partener corect și onest al tău și al acestei localități. Este extrem de important ca în toată această perioadă să stați de vorbă cu oamenii, să răspundeți ceea ce îți propui și ne propuneți să facem pentru această localitate, să rămâi în continuare conectat la problemele oamenilor. Știu că faci lucrul ăsta nu de astăzi, de foarte multă vreme, dar sunt unele probleme pe care nu le-ai putut rezolva neavând această calitate de primar. Este extrem de important să demonstrezi că atât cum și echipa noastră de consilieri local de aici, sunteți o echipă capabilă să gestionați cu mai multă implicare și cu mai multă transparență problemele cetățenilor și problemele acestei comunități. Și eu sunt convins că printr-o campanie corectă și civilizată, oamenii ne vor fi alături, îți vor fi alături în perioada următoare. Nu avem motive să evităm discuțiile cu cetățenii în perioada asta sau să fugim de oameni, pentru că am demonstrat în toată această perioadă și vă asigur că dacă și eu și Marius vom avea încrederea dumneavoastră, vom pune tot timpul interesele dumneavoastră înaintea oricăror alte interese. Marius Manea este un tânăr antreprenor de succes, implicat, energic și hotărât să producă o schimbare pozitivă în administrația locală din poziția de edil.